Mulțumesc! Apar detalii sinistre în cazul tânărului din Brăila împușcat vineri cu 3 gloanțe. Atacatorul ar fi încercat să-și facă dreptate singur după o ceartă mai veche. Ar fi fost îndemnat să ucidă chiar de prietenul lui, care îi stătea alături. Declarațiile aparțin martorilor tragediei și în timp ce rudele tânărului cer autorităților să facă dreptate, polițiștii se confruntă cu o nouă problemă. Încă nu au găsit arma crimei. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Băi, tragi în el cu pistolul și vă dați seama că erau hotărâți să-l omoare. Este mărturisirea celui care a ajuns primul la Cristian, tânărul ucis de 3 gloanțe săptămâna trecută. Aproape inconștient și într-o baltă de sânge, bărbatul avea slabe șanse să scape cu viață. Prietenul a încercat totuși să-l salveze. N-am apucat de mâini să-l trag în curte, a aruncat cu o toporișcă după mine, Mădălin, m-a lovit la picior. A sunat apoi la 112. În câteva minute, zona a fost împânzită de echipaje de poliție. După ce s-au descărcat mai multe cartușe către victimă și se pare că 3 au nimerit-o, cei de 2 participanți la agresiune s-au îndepărtat. Polițiștii l-au găsit pe pistolar abia sâmbătă seara, ascuns în hornul unei case. Acolo era și cel care îl îndemnase să ucidă. Acum fratele victimei cere dreptate, mai ales că știe trecutul agresorului. El a fost arestat anul trecut sau acum 2 ani în Franța. Ați interesat-o pentru droguri. Poliția, deci nu știe de ce caută să spună că îi face contestat la arestul ăsta, pentru că dovada armei nu este, da? Nu este armă. Bun. Și cartușele alea cum a intrat în el, vreau să știu și eu. Agresorul este cercetat pentru omor calificat, iar cel cu care era la momentul incidentului pentru complicitate la omor.